Bună tuturor! Ce facem pe timp de pandemie? Kinga gătește, eu mănânc. Lăsând gluma la o parte, de câte săptămâni? 3 săptămâni sau 4, cred De pe 8 sau 9 martie. Da, facem aproape o lună. De când stăm în casă, am ieșit cam de 2 ori la cumpărături, nu? 2 sau 3. Nu, de... Mă rog, 3 ori până la farmacie, dar aia nu se pune că e foarte aproape. De 2 ori am ieșit la cumpărături ca să luăm pentru mai multe săptămâni. Mâncarea de pisici am comandat-o și pentru câine am comandat online cât un sac pentru a nu avea probleme. Acolo este pătățel. În rest, suntem ok. Stăm în casă. Și ne plângem. Da, am privit foarte multe filme pe Netflix, am lenevit, eu ce foarte mult am lenevit, am scris o singură dată pe blog, deci clar, lene totală, nu prea am spor să fac nimic, trebuia să fac ceva pentru Andrei, bună Andrei, dar nu am reușit, sper că în seara asta, dar probabil... cel mai sigur de săptămâna viitoare încolo, pentru că pur și simplu n-am nicio tragere de inimă. De fiecare dată când trebuie să mă apuc de ceva serios, parcă ori încep să mă joc Sims, ori încep să citesc o carte și se duce naiba totul. Cam asta am făcut și atunci când e vremea frumoasă, trebăluim prin grădină, pentru că noi avem norocul să stăm la curte. Și cam asta facem. Da, sper că voi sunteți ok, că treceți bine peste perioada asta, nu știu ce să zic altceva. Sper să ne auzim cu bine în continuare și să nu ni se întâmple nimic grav. Am bătut în lemn. Ai ceva de spus în plus? Că am vorbit numai eu, ca de obicei. E ca de obicei. Ce vine la mine că tu ești cu vlogăritul. Da. Cam atât. Ca să nu lungesc foarte mult videoclipul și să se trimită ușor către Daniel. Vă pup pe toți și să ne vedem și să ne auzim cu bine. În face-to-face.